internet, ca să nu lungim foarte mult și vreau să dureze exact o oră, să fim europeni și să ne respectăm programul, am gândit pe două secțiuni. O secțiune care să viseze atât talentul vostru artistic, al unor artistic, dar și al celor care vă publicați aceste lucruri. Și așa cum vi l-ați imaginat voi. A doua parte, vreau să fie o activitate interactivă și dacă cei care stați la această masă, pe locurile consilierilor locali, da, sunteți repartizați deja față-față, deja sunt două grupuri care își vor pune întrebări sau vor spune niște drepturi ale copilului, de exemplu, partea confirma dacă ați spus corect și la rândul lor vom spune alte drepturi ale copilului până le revizăm pe toate. Nu o să dureze foarte mult, chiar dacă poate unii dintre voi ați să folosiți puțin mai mult în școală. Și eu propun să vorbiți foarte, foarte puțin, fiecare despre lucrările, picurile pe care le-ați realizat. Hai să și începem. Și am făcut această lucrare. Ce ai să reprezinți aici? Dreptul la joacă. Așa, dreptul la joacă. Și... dreptul fundamental al copilului, dreptul la joacă. Hai că mă întâmplă detalii să nu o lucim. Ridică și tu, te rog, desenul. Cine a făcut desenul? Tu. Uite, ia spune. Și trebuie să plimbăm animalele. Să plimbăm animalele. Trebuie să plimbăm animalele. Ridică, te rog, și tu desenul. Cine l-a făcut? Spune, te rog, ce reprezintă. Dreptul la joacă. V-am spus eu că e un drept fundamental. Cine l-a făcut? Te rog. Așa, haideți să uităm. Vreau să vă spuneți și numele. Așa. Așa, și spui și ce reprezintă, dacă nu mai spune. Deci vă spuneți numele și ce reprezintă. A. Câteva, am avut o discuție referitoare la drepturile. Da, te rog. Mulțumesc și numai discuție. Numele tău? Varga Adrian. Ia uite-o cu Adrian. Da? Îți place să te joci? Da. Cred și eu. Următorul peste? Varga Sergiu, dreptul la joacă. Măi, mă compreșesc cu dreptul vostru la joacă. Următorul peste? La învățământ, pe educație și așa mai departe. Al cui este? Losa Selena, dreptul la joacă.